Salut și bine ați revenit pe canalul de YouTube Mr. Geneu. După cum v-am obișnuit, astăzi o să vă arăt chiar așa o noutate și pentru mine cât și pentru voi. Da, este vorba de aceste ajutoare de braț exoschelet, se mai spune. Da, este de recomandat. Nu îți obosesc mâinile, poți să lucri toată ziua cu mâinile în sus. Stai că trag. Deci și dacă te somează poliția, poate să te someze toată ziua, nu o să ai dureri de umeri după ce îți dă drumul. Da. Deci nu pot decât să le recomand, am lucrat ieri toată ziua cu ele, sunt nemaipomenite. Eu am ruptură de ligament la umărul stâng, nu pot să ridic mâna deasupra umărului. Cu aceste ajutoare, fejer, fără stres, n-am durere, nu simt nicio durere, pot să iau placa, să o pun deasupra capului, nu mă doare. Deci, le recomand cu cea mai mare încredere. Prețul, da, prețul este puțin piperat, dar ținând cont că pot să lucri în continuare, este o nimica toată. Da, am să vă arăt acum câteva modele unde se... în industria de rigips, da? Deci în industria mea, unde... meseria mea, am să vă arăt unde se poate... unde se pot folosi aceste ajutoare de braț, exoschelete. Deoarece, hai, când faci pereți e clar, dar și când faci pereți și ridici placa sus, iar este greu. Dar în cazul acesta, după cum vedeți, avem tavane cu găuri, tavan acustic cu găuri. Toată ziua o să lucri peste mână sau chiar dacă avem acum macaraua pentru plăci, tot o să șpăcluiești peste mână, deoarece nu s-a inventat la aceste tavane nimic de șpăcuit de jos. Să nu mai trebuiască să ridici mâna cum e la gips, că tragi cu mașina de șpăcuit. Da. Acestea fiind spuse, rămâneți aproape să vedeți la ce vă poate ajuta, la ce vă este de folos. Pentru un abonament și un subscribe și o redistribuire m-aș bucura foarte tare. Doar așa pot să cresc și pot să vă arăt și vouă chestii noi. Chestii care vă interesează sau chestii care nu vă interesează și atunci puteți să dați scroll mai departe. Dacă vă interesează, puteți să urmăriți clipul, bineînțeles. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că mă urmăriți. Așa, deci fără aceste ajutoare aș fi stat forțat, da, cu mușchii încurdați. Cu aceste ajutoare numai dai un impuls și ele din start ridică mâinile sus.
Deci ați văzut cât pot să fie de practice, mai ales la placatul tavanului cu plăci de gips carton. Da? Pur și simplu poți toată ziua să montezi. Nu te dor umerii, nu te dor mâinile și seara ești odihnit.